Aventurile lui Sinbad. Ești întotdeauna pe mare, între valuri sub soare, plictiseli spui nu. Ești mai curajos decât toți, nu te temi nici de hoți, ai ghicit, ești chiar tu. Tu iubești nespus aventura, mereu dai lovitura, plictiseli spui nu. Ești mai curajos decât toți, nu te temi nici de hoți, ai ghicit, ești chiar tu. Să visezi. De furtună nici că ți-e teamă, n-ai rival și se știe, tu ești marinar de seamă. Sinbad, trăiești pentru aventură. Sinbad, scap din încurcătură. Sinbad, vrem să ne alăturăm și noi. Sinbad, trăiești pentru aventură. Sinbad, din încurcătură. Sinbad, vrem să ne alăturăm și noi. Minunat e să navighezi, lumea toată s-o vezi, să ai curaj să visezi. De furtună nici că ți-e teamă, n-ai rival și se știe, tu ești marinar de seamă. Sinbad, Sinbad, Sinbad. A fost odată un tânăr marinar foarte curajos și tenace, pe nume Sinbad. Lui Sinbad îi plăcea să străbată mările și să exploreze pământuri și țări îndepărtate pe care nimeni nu le mai văzuse vreodată. A trecut prin multe aventuri și a cunoscut personaje și animale unice. Într-o zi, de pildă, a dat peste un cal ciudat cu coada și coama extrem de lungi, care trăia în adâncurile mării. Altădată a fost atacat de un uriaș înspăimântător care se hrănea cu oameni și, datorită isteții sale, Sinbad a scăpat ca prin minune. Într-o altă aventură era să moară sufocat de greutatea unui bătrânel care, prefăcându-se că nu poate merge, i-a cerut tânărului să-l care în spinare. Vestea despre aventurile sale s-a împrăștiat în toată lumea și oamenii au început să vorbească despre cele 7 călătorii ale lui Sinbad marinarul. Astăzi vreau să vă povestesc despre cea mai extraordinară aventură pe care Sinbad a trăit-o în timpul călătoriei sale pe oceane, cea mai incredibilă dintre toate. Capitane, pământ la orizont! Pare să fie o insulă, capitane! Ah, ce loc splendid! Capitane, de ce nu debarcăm pe acea insulă? Aș vrea să-i cunosc pe locuitori. Simt că vom reuși să facem afaceri foarte bune cu ei. Dacă ceilalți din echipaj sunt de acord, este în regulă. Hei, ascultați-mă! Vă convine să debarcăm pe insula aceea? Da, capitane! Era o insulă cu adevărat încântătoare. Marinarii aveau impresia că au ajuns într-un paradis terestru. Din păcate, însă, pe insulă nu se afla niciun suflet viu. Era un loc complet nelocuit. Vrăjit de frumusețea insulei, Sinbad decise să se odihnească. Pe o insulă pustie nu există afaceri. Merită să trag un pui de somn. Sinbad a dormit la umbra unui palmier înalt. Dar când se trezi... Ce Sinbad dormea, corabia a ridicat ancora. M-au abandonat aici singur. Și acum ce să fac? Ei, dar de ce plâng? Nu este firea lui Sinbad să se dea bătut cu una cu două. Să vedem dacă insula este într-adevăr nelocuită așa cum pare. Oh, dar ce e? Are forma unui acoperiș rotund.
În mod sigur trebuie să fie cupola unei moschei. Și dacă aceea este o moschee, înseamnă că acolo trăiește cineva. Sunt salvat! Nu, o clipă! Cine îmi spune că locuitorii acestei insule sunt persoane ospitaliere? Am fost deja atacat de un canibal! Trebuie să fiu prudent. Ce ciudat! Nu e nicio ușă aici. Și nu locuiește nimeni. Dar pe unde intră? E clar că această construcție este foarte stranie. E chiar ciudată. Ui, dar ce se întâmplă? Cum de pe insula asta noaptea se lasă atât de repede? Ah! Să fie cât este de mare! În comparație cu pasărea asta, o balenă și un elefant ar părea doar niște microbi. Am auzit odată vorbindu-se despre o pasăre atât de mare încât să poată ucide și un elefant. Pasărea aceea trebuie să fie o pasăre roc. Da, sigur că este un roc. Nu poate fi vorba despre altceva. Am înțeles. Cupola aceea nu este o moschee, ci un ou de pasăre roc. De fapt, era chiar un ou de pasăre roc. Cu toate acestea, Sindbad nu-și pierdu cumpătul și așteptă să se facă noapte pentru a-și pune planul în aplicare. Șii! Continuă să faci nani, păsărico! Nani, 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 nani! Cântecul o făcu pe pasărea roc să adoarmă profund și Sindbad se legă de unul dintre picioarele ei. Era convins că în dimineața următoare pasărea avea să zboare spre o altă insulă. Curajosul marinar voia să plece din acel loc neprimitor, zburând împreună cu pasărea cea mare cu aspect înspăimântător. În acest timp, pe navă... A cui e farfuria aceea plină? Dacă nu greșesc, acela este locul lui Sindbad. Cum de nu este aici cu noi? Iată, chiar nu-l văd prin jur. Mi-e simt inima înduită, capitane. S-a întâmplat un necaz. Ce? Vrei să-i spui că l-am abandonat pe insulă singur? Nu se poate. Mi-e teamă că așa este, capitane. Nu se poate. Mii de balene, cum de nu ne-am dat seama? Capitane, trebuie să ne întoarcem pe insulă. Desigur. Să răsucim cărma. Înălțați velele, ridicați ancora. Pornim la drum. Și astfel, nava întoarse cârma în sens invers și călători toată noaptea. Din păcate, capitanul și echipajul său nu reușiră să regăsească insula pe care îl lăsaseră pe bietul Sindbad. Fiind nelocuită, nu era însemnată nici pe hărțile de navigație, iar în ceea ce privește încercarea lor de a se orienta după orizont, se dovedea a fi extrem de dificilă. Atunci ce facem, capitane? Nu-l vom găsi niciodată. Cred că este mai bine să renunțăm. Îmi pare rău pentru Sindbad, dar totul e inutil. Bietul Sindbad, condamnat să trăiască pentru totdeauna singur pe acea insulă. Firar să fie! Când voi povesti despre asta, nimeni nu mă va crede! Sunt primul om care zboară! Trăiască! Ca de obicei, Sindbad vedea partea bună a lucrurilor și de sus se bucura de splendida panoramă care îi se desfășura în fața ochilor, așteptând ca pasărea să coboare. De ce a venit aici? Știa că va găsi de mâncare. Mulțumesc pentru transport! Ai fost foarte amabilă! Dar acum trebuie să plec în căutare de ajutor. Unde mă aflu? Și acum ce fac? Pasărea aceea m-a lăsat pe fundul unui canion gigant! Cum să mă cațăr până sus?
Ce-s astea? Ce? Un diamant? Asta înseamnă că sunt într-o mină de diamante. În sfârșit voi deveni bogat! Dar ce mă fac? Sunt blocat în locul acesta. Nu pot nici măcar să mă bucur de satisfacția de a le dorui copiilor care mor de foame în întreaga lume. Dar este înspăimântător. Dacă ar fi reușit să mă descopere, m-ar fi înghițit. Ei, locul ăsta e plin de șerpi. Dar chiar aici trebuia să mă aducă pasărea aceea. Sindbad nu știa ce anume să facă. Cerul era brăzdat de zborul teribilelor păsări roc, pământul era plin de șerpi veninoși și, în plus, era înconjurat de pereți stâncoși de netrecut. Dar Sindbad nu voia să se dea bătut în fața realității și începu să caute cu disperare o modalitate de a ieși din acea închisoare. Apoi se făcu seară. Valea se scufunda pe deplin în întuneric, în timp ce Sindbad se simțea din ce în ce mai istovit. Să fie, nu mă pot lăsa mâncat de o grămadă de șoareci. Plecați de aici! Incredibil, a mers! Vai, ce spaimă am tras! Stai! Șarpele a ieșit din peștera asta, ceea ce înseamnă că acum este goală. Aș putea merge până la capăt, poate voi găsi o cale de ieșire. Nu-mi rămâne decât să încerc, căci nu am nimic de pierdut. Intru! Atenție! Nu este nimeni înăuntru? Să sperăm că nu! Dar ce mai întreb? Este clar că insula asta este nelocuită. Acum îți închipui că am înțeles? Șarpele din cavernă era o femelă care a rămas să protejeze ouăle. Cel care a ieșit în căutare de hrană era șarpele bărbat, adică viitorul tată al micuților. Cu fiecare clipă, situația devenea tot mai dificilă pentru Sindbad și posibilitățile de a ieși din acel canion se împuținau din ce în ce mai mult. Săracul Sindbad trebuia să suporte și ironia sorții care îi punea la dispoziție toate acele splendide diamante care, datorită sclipirilor lor, păreau că ar vrea să atragă atenția pentru a fi luate. În acest timp, Sindbad leșinase, până când văzu o rază de lumină. Încă mai trăiesc, ce bine! Stai liniștită, șerpoaică! Nu mă ating de micuții tăi! Din contră, uite! Nu te mai deranjez! La revedere! La vederea atâtor șerpi, lui Sindbad nu-i rămăsese decât să se bazeze pe sine și o luă la fugă mâncând pământul. Fuga, 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 fuga!
Și de această dată Sinbad se salvă, dar aventura încă nu se terminase. Ce norocoasă pasărea roc! Și-a luat cu ea șarpele pentru a-l mânca. Și mie mi-este foame, ce pot mânca? Asta ce e? Cine a aruncat asta? Ha? Sinbad rămase destul de surprins în fața acestei noi situații. Dar... diamantele s-au înfipt în carne. Hei, desigur! Am auzit deja vorbindu-se despre asta. Există oameni care aruncă bucățile astea enorme de carne pentru a recupera diamantele. Apoi sosește pasărea roc înfometată care le găsește și le ia cu sine. Și oamenii le iau de la ea imediat ce iese din canion. Așa trebuie să fie, în mod sigur. Nu vreau să greșesc, dar poate că de asta dată aceștia există. Să vedem. Povestea este adevărată, ceea ce înseamnă că acolo sus există oameni. Și nu mai sunt singur, sunt salvat cu adevărat! Cu speranța că va ieși din acea închisoare, Sinbad culese cât mai multe diamante așteptând ocazia potrivită. Ei, pasăre, mă voi folosi de tine încă o dată pentru o altă călătorie scurtă. Iată că sosește! Hai, scoate-mă din această vale a șerpilor! Atenție, sosește pasărea roc! Fiți gata să loviți! Hei, hei, ia uitați-vă, e un om agățat de bucata de carne la înălțime. Nu se poate așa ceva. Hei, voi! Repede, ajutați-mă să cobor de aici! Oh, nu! Nu voi fi micul vostru dejun, micuților! Ura! Priviți, uitați-l acolo! Carnea aceea este a noastră! Repede, să luăm carnea și să o ducem înăuntru acolo! Din păcate, în timpul cursei disperate, diamantele prinse în carne se pierduseră. Nu a mai rămas prins nici măcar un diamant. Cine spunea că aprinde diamante cu ajutorul cărnii este o joacă de copii? O spune o veche legendă, iată cine. Eu o credeam. Și este numai vina ta dacă am dat greș. Cum? A mea? Voiai să ne fur diamantele, recunoaște. Nici gând să fi vrut să le fur. Și pentru a vă dovedi acest lucru, iată, luați-le pe acestea. Mai am și altele, dacă vreți. Văzând așa ceva, nimeni nu se mai îndoi. Apoi Sinbad le povesti căutătorilor de diamante tot ce i se întâmplase de când debarcase pe insula pustie, fără a omite nici cel mai mic detaliu. Cam, vrei să spui că tu chiar ai călătorit până aici prinzându-te de piciorul păsării roc? Desigur, și am făcut-o și pentru a ieși din canion. Sau nu m-ai văzut? Unii spun că există un șarpe uriaș pe fundul văii diamantelor. Este adevărat? Da, foarte adevărat. Este gigant. Nimeni n-a mai văzut așa ceva.
Oamenii ascultară fascinați povestirile lui Sindbad toată noaptea, fără a se mai duce la culcare. Apoi au început să le logieze pe Sindbad și să-i laude curajul infinit și hotărârea. În ziua următoare, Sindbad se duse la piața din oraș. Voia să cumpere o barcă pentru a se întoarce acasă. Se gândea că avea să câștige banii necesari vânzând diamantele care îi mai rămăseseră. Cu un singur diamant mare, reuși să obțină un seif plin cu monede din aur. Se îndreptă imediat spre port, hotărât să cumpere o navă bună. Salut, capitane! Oh, Sindbad, slavă cerului, ești încă viu! Desigur, capitane! Cât sunt de mulțumit! Te-am căutat cu toții atât de mult, dar cum ne-ai regăsit? E, mai bine povestesc mai târziu. Acum aș vrea doar să mă întorc acasă și v-aș ruga să-mi dați un loc pe vasul dumneavoastră. Desigur, cu plăcere. Hei, Sindbad, noi am terminat. Am cumpărat toate lucrurile pe care ni le-ai cerut. Vă mulțumesc, prieteni! Puteți să le încărcați pe nava aceasta? Imediat, Sindbad. Ce sunt acele pachete? Sunt cadouri pentru familia mea și pentru prietenii care s-au gândit la mine. Poți să le pui împreună cu bagajele tale care sunt pe vas. Am sperat că mai devreme sau mai târziu o să reușim să-ți dăm de urmă. Mă uimește faptul că în ciuda celor întâmplate ați hotărât să nu vă debarasați de lucrurile mele. Sunteți un om de mare onestitate, capitane. Sunt mișcat de comportamentul dumneavoastră. Toți lupii de mare adevărați sunt așa. Și astfel, Sindbad începu călătoria pe vasul capitanului pentru a ajunge în sfârșit acasă. Îmi închipui că după toate prin câte ai trecut, nu vei mai vrea să călătorești. Nimic de acest fel, capitane. Eu sunt Sindbad marinarul și nu pot trăi fără să călătoresc pe mare și mai ales fără aventuri. Izbucnește furtună! Ploaie, descătușează-te! Furtună, domolește-te! Eu sunt Sindbad marinarul și nimic nu mă poate înspăimânta! Nimic! Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au dublat în limba română actorii Carmen Palcu, Gabriel Răuță și Bogdan Olaru. Coordonator Ana Maria Chivu. Cântă Nicolae Ilică. Regia Laurean German. Sub soare plictiseli spui nu. Ești mai curajos decât toți, nu te temi nici de hoți, ai ghicit, ești chiar tu. Tu iubești nespus aventura, mereu dai lovitura, plictiseli spui nu. Ești mai curajos decât toți, nu te temi nici de hoți, ai ghicit, ești chiar tu. Ai curaj să visezi. De furtună nici că ți-e teamă, n-ai rival și se știe, tu ești marinar de seamă. Sindbad, trăiești pentru aventură. Sindbad, scap din încurcătură. Sindbad, vrem să ne alăturăm și noi. Sindbad, trăiești pentru aventură. Sindbad, scap din încurcătură. Sindbad, vrem să ne alăturăm și noi. Minunat e să navighezi, lumea toată s-o vezi, să ai curaj să visezi. De furtună nici că ți-e teamă, n-ai rival și se știe, tu ești marinar de seamă. Sindbad,